Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Benedek Zaharie, ales în circumscripția electorală numărul 21 Harghita pe listele UDMR. Este primul său mandat. Face parte din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură. Cu toate că este președinte al UDMR Sibiu, a reușit, în urma unei înțelegeri interne din partid, să obțină un loc de deputat în Harghita. El reprezintă și maghiarii din județele Alba, Sibiu și Bistrița-Năsăud. Înainte să ajungă în Parlament, a fost director tehnic, director regional la companii private din domeniul construcțiilor. Deci n-a fost foarte ușor să trec de la cască și bocanci la costum și cravată. Și aici nu mă refer numai pur și simplu la cască și la cravată. Dar eu totuși am speranța, având în vedere că acest parlament este în proporție de vreo 35%, sunt oameni noi. La noi, la UDMR, din 21 de deputați, suntem 14 noi. Și există o voință să se facă ceva bine. Benedek Zaharie se încadrează perfect în șablonul parlamentarilor leneși, care stau degeaba pe scaunul de deputat. Iată cât a muncit de la depunerea jurământului. 11 luări de cuvânt, 3 declarații politice, 4 întrebări și interpelări, 44 de propuneri legislative inițiate, din care 10 promulgate legi și un proiect de hotărâre inițiat. În aproape 2 ani de mandat, deputatul UDMR Sibiu a reușit să vorbească 29 de minute și 17 secunde. Într-o emisiune online a fost întrebat dacă îl deranjează sintagma potrivit căreia parlamentarii sunt hoți și leneși. Iată ce a răspuns. Bineînțeles că mă deranjează. Probabil o aveați în gând înainte să candidați. Da, existau. Nu neapărat că o aveam în gând, pentru că eu am făcut parte, să zic așa, și din sfera politică, deși eram politician amator. Dar mă întâlneam cu colegii, din cel puțin din UDMR și nu numai, care erau parlamentari și din discuții aveam o idee ce se întâmplă și mai mult de atât că nu toți din ei sunt hoți. Fiind membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, una dintre luările de cuvânt vizează starea drumurilor după trecerea iernii și despre lucrările de plombare a șoselelor. Iată ce spunea în martie 2018. M-ar interesa să aflăm de la conducerea CNAIR ce firme au executat în anul 2017 astfel de lucrări pe DN1 București-Brașov-Sibiu, pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu sau pe autostrada A1 București-Pitești. Deoarece nu e așa, plombările sunt încă în garanție, iar firmele executante răspund de calitatea lucrărilor. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Benedek Zaharie a avut până în prezent 2206 voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 66%. Benedek Zaharie are o indemnizație lunară de 10.003 lei. Acum să vedem care sunt punctele tari ale deputatului din Harghita, fidel partidului din care face parte și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență relativ redusă la vot, luări de cuvânt în număr mic, propuneri de legi puține, comunicare online proastă și interes scăzut pentru comunitatea pe care o reprezintă. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului UDMR Sibiu, Benedek Zaharie.